Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Eu sunt Adrian și astăzi voi continua miniseria de tutoriale referitoare la programarea în HTML. În tutorialul precedent am reușit să copiem câteva linii de cod în HTML de pe site-ul W3Schools, linii pe care le-am introdus în documentul nostru, document pe care l-am deschis cu ajutorul browserului Google Chrome. Astăzi ne vom îndrepta atenția asupra structurii unui document HTML. Codul pe care noi l-am copiat de pe site-ul W3School începe cu linia doctype HTML scrisă între două semne mai mic și mai mare și cu semnul exclamării în fața cuvântului doctype. Această linie a fost introdusă pentru a transmite browserilor de internet faptul că acest document este un document HTML. Apoi urmează o serie de linii de cod în care regăsim mai multe cuvinte scrise între semnul mai mic și mai mare. Aceste elemente se numesc taguri. Tagurile în HTML definesc diferite porțiuni din document. Porțiuni ce urmează a fi interpretate de browserul web. Primul tag de care aveți nevoie în orice pagină web este tagul HTML. Majoritatea tagurilor în HTML sunt urmate de un tag de închidere. Așadar, vom avea nevoie și de semnul mai mic, semnul slash, urmat de cuvântul HTML și semnul mai mare. Acesta este tagul de închidere. Tot conținutul paginii web va fi scris între aceste taguri principale. Se folosește indentarea codului pentru a-l face mai ușor de citit și de înțeles. Urmează tagul title, care va specifica un titlu site-ului nostru, acest titlu apărând în tabul browserului cu care vom deschide documentul nostru. Apoi urmează tagul body, ce definește secțiunea care va conține toate elementele site-ului, în interiorul căruia regăsim alte două taguri. Tagul H1, cu ajutorul căruia vom scrie un titlu în interiorul documentului, în interiorul paginii noastre, și tagul P, care va crea un paragraf în interiorul căruia noi vom putea adăuga text. Trebuie să specific următorul lucru. În majoritatea cazurilor, tagul title, cel care creează un titlu site-ului nostru, este introdus într-o altă secțiune a unui document HTML, secțiune numită Head, secțiune în care sunt trecute informații generale referitoare la site-ul nostru. Haideți să încercăm și noi să creăm această secțiune și să mutăm acest tag în interiorul ei. Bineînțeles că secțiunea Head va fi introdusă în interiorul secțiunii HTML, secțiunea HTML fiind containerul general al documentului nostru. Deschidem tagul Head și îl și închidem și mutăm în interiorul lui secțiunea title. După cum spuneam, este foarte bine să identăm liniile de cod din HTML pentru o mai bună vizibilitate. Salvăm documentul, acționăm combinația de trase Ctrl+S și executăm o reîncărcare a paginii, un refresh în browserul cu care noi am deschis documentul. Se observă că este menținut numele site-ului nostru, HTML Tutorial, nume pe care o să-l schimb acum în primul meu site. Salvez din nou documentul, reîncarc din nou pagina și observ că numele a apărut în tabul browserului s-a schimbat în primul meu site. La fel putem schimba textul și pentru titlul paginii. Salvăm, reîncărcăm pagina și observăm că titlul din interiorul documentului s-a modificat. Trebuie să menționez faptul că ori de câte ori avem de introdus în documentul nostru, în pagina noastră, un titlu sau un subtitlu, putem apela la tagurile de la H1 la H6. De exemplu, dacă voi alege acum tagul H2, vom observa că dimensiunea titlului nostru se va micșora. Apoi, la H4, de exemplu, titlul nostru va fi și mai mic. Dar cum putem modifica dimensiunea, fontul, culoarea unui text introdus într-o pagină, într-un tutorial viitor. Până atunci vă doresc la revedere!